Premierul spaniol Pedro Sánchez se află în București astăzi și urmează să aibă o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu. Vizita vine cu ocazia desfășurării reuniunii internaționale socialiste organizată de PSD la Palatul Parlamentului. Ciolacu a spus despre premierul spaniol că este prietenul stângii românești, dar și al țării. Însă mai multe detalii despre calendarul acestei reuniuni ne aduce chiar acum colegul meu Cornel Cutucea. Bună dimineața, Cornel, te urmărim, ești în direct. Bună dimineața, Dan! Bun găsit, domnilor și domnilor! La ora 10 va începe această reuniune. E o reuniune importantă pentru socialiști în condițiile în care știm că ajunge aici la Palatul Parlamentului, locul în care se ține acest eveniment, și premierul Spaniei. Pe de altă parte, știm că oficialul este un prieten al României, așa cum a reamintit premierul Marcel Ciolacu, și e o vizită importantă și când ne gândim la contextul internațional. Știm că premierul Spaniei a avut mai multe vizite în țara noastră după ce Rusia a pornit războiul împotriva Ucrainei și au avut loc discuții în ceea ce privește starea de securitate a țării noastre și relația pe care o are România cu Spania. Totodată am mai văzut că la ultima vizită pe care a făcut oficialul în România a reiterat sprijinul pe care le oferă Spania României pentru aderarea la spațiul Schengen. Știm că până la această oră România a reușit să intre doar cu granițele maritime și cele aeriene, însă nu și cu cele terestre. Ar putea exista negocieri, poate, între Marcel Ciolacu și liderul spaniol în ceea ce privește acest lucru. La ora 12:30 va exista o vizită oficială la Palatul Victoria. Premierul Marcel Ciolacu îl va primi pe Pedro Sánchez la guvern, acolo unde va avea loc o discuție oficială. Așteptăm să vedem ce declarații va face oficialul, începând cu ora 10. Vă spuneam că debutează acest eveniment la care participă șeful guvernului din Spania.